facem apa, pentru că, mă rog, a fost o surpriză pentru tine, spuneai, câștigarea acestui concurs. Avem și noi o surpriză, adică fiecare emisiune cu surprizele ei. O să... Ți-am gătit noi ceva! Nu, aia, nu, nu, nu. Bine, noi suntem obișnuiți cu surprizele proaste, dar nu, nu, sper să fie o surpriză frumoasă. O să zic alo cuiva. Alo, bună seara, ne auzim? Bună seara, alo. Da, ne auzim. Ia să vedem dacă se prinde Munti cine la telefon. Dați mai tare în platou sunetul. Mai zi ceva, suriorule. Ce să zic, că e, cum e foame, în primul rând. Așa. Al doilea rând, eu am o creștere aleasă și aș vrea să mănânc gratis toată viața și dacă știu acum că o să am un nou prieten, am zis să sun și să cum să face și să zic, să-i dau adresa mea și să-i zic că am o grămadă de camere, poate să vină, să seamă un pat foarte mare, adică poate să intre singur, liniștit. Am acolo. Bine, dacă aveam inspirația să stingem monitoarele de control, ar mai fi durat, da, ar mai fi durat puțin surpriza. Cu cea mai mare plăcere, cu cea mai mare plăcere. M-am prins, am văzut într-un final acolo că eu sunt campion. Te-am văzut în fereastră. Munti este un mare fan de al tău, Liviu. Înțeleg că Liviu și Lăcătuș sunt cei doi idoli pe care îi ai tu. Bine, din domenii diferite. Îți dai seama că eu am foarte multe cu Lăcătuș. Am lacăt, am avut lacăt. Nu, mi-a pus o banca. Nu, asta a fost primul gând la care m-a dus pe mine mintea. M-am gândit, mă, cum naiba în 5, 6 mii, 7 mii de femei. Câte, mă, câte sunt panele lor? 5 sub 1 milion de femei? Pune, mă, doar din București. Cum s-a strecurat Munti printre fanii tăi? Da, din showbiz-ul românesc îmi place, îl ador pe Liviu, pentru că regăsesc... și sper să nu se supere că o zic, regăsesc băiatul ăla de cartier în care ne regăsim noi toți cei care am trăit acolo. Corect. De succes. Asta... Băiatul de cartier de succes. Exact. Povestea de succes. Exact. Da. Și cu povestea de succes de după. Da. Deci asta mi-a plăcut întotdeauna. Liviu, mi-a plăcut că nu... Te-ai asumat. Da, nu s-a schimbat niciodată, indiferent de situație, știi? Și pentru mine a fost o disfadă. Pentru mine el e... vedeta pe care aș vrea s-o cunosc. Poate ne vedem la Neamărin. Da. Ar fi și-o mare. Și da, ne vedem cu siguranță. Și o să și gătească la următoarele 5 nunți ale tale, Liv. Bă, tu mi-ai stricat tot timpul imaginea. Băi, că nu pot să zic cu C, ciosule, că n-am cum să zic. Poți să zici, că acum e oficial. Da, tu, împărate, cum să zic, rege. Așa. Nu spune că fac mesajele pe care mi le-ai dat aseară, le fac publice. Deci lasă-mă, nu mă enerva cu cine. Păi și eu pe ale tale, vezi că jucăm în aceeași echipă. Am jucat în echipa Maro, nu e? Pentru că și Liviu a trecut prin aceeași suferință, în aceeași perioadă, da. Da, am fost frate amândoi când deci, în echipa Maro. Când ne apucă câte frig afară, că trebuie să stai mai mult în casă. Am înțeles. Bine, păi atunci poate o să vă întâlniți, să vă cunoașteți chiar la noi în emisiune, dacă nu pe undeva, pe la Neamorin, pe cu, la alte... Cu cea mai mare poate plăcere, în sezonul 3 Asia Express vine Munti, că acolo... Păi dacă mă pun într-o... Dacă m-ai pus într-o șaretă de aia să mă bată, cred că adun vreo 20 de chinezi să mă tragă. Dane, eu vreau să-i fac acum o invitație pentru că pot să vorbesc, nu în numele lui Neamărin, vorbesc în numele meu. Este invitat în Neamărin în toamnă, s-ar putea să-l filmăm sau în primăvară, depinde cum se simte hodorog. Ăsta, bătrânelul nostru. Și e 100% la noi în emisiune, ești în echipa mea, pentru că ești un băiat la fel ca mine. Hai să-ți explic secretul, să spun secretul meu, uite acum la televizor, de ce eu am rămas băiatul ăla de cartier și nu m-am prefăcut cum se prefac mulți dintre colegii mei. Pentru că n-am putut, eu n-am nivelul să trec la următor. Eu am rămas la nivelul ăla de cartier și așa aș vrea să și mă curăț. Da. Pentru că nu pozez și aș vrea ca și tu să rămâi la fel. Și da. Cum ți-am făcut eu promisiunea că vii la mine în emisiune, pentru că emisiunea mea nu e emisiunea Neamărin, pentru că eu l-am făcut mare pe Neamărin. Tu vreau să-mi promiți că vii o noapte la mine acasă și îmi gătești. Dar poate să vină și ziua, Liviu, nu cea noaptea, să nu se interpreteze. Cu cea mai mare plăcere, doar îmi spui când și stai acolo. Da, să termin și eu tratamentul, că vreau și eu să mănânc, ce faci tu, adică nu. Chiar vin, chiar cu cea mai mare plăcere, vin, chiar mi-aș dori foarte mult să te cunosc și să strâng mâna. Felicitări și încă o dată mă bucur că echipa lui Sorin, pentru că Sorin e prietenul meu bun,
pentru că pierde în continuu la poker, dar asta e prietenul meu bun. Cum să zic, m-am bucurat de două ori, pentru că a câștigat Sorin și pentru că ai câștigat tu, te-am urmărit cu mare drag, felicitări încă o dată. Îți mulțumesc din suflet. Asta spuneam. Mulțumesc mult de tot. În momentul ăsta și povestea participării lui a contribuit și mai mult la acest final fericit, pentru că a fost o poveste atipică. S-a dus acolo fără să știe, fără să vrea și uite că dacă te mobilizezi... Foarte bine. Indiferent de situațiile în care ești pus, poți ieși învingător. E o poveste de viață, să știi, până la urmă. Să te duci nepregătit. Da. Alții să chinuie să pregătesc și se antrenează ani întregi. Nu spun că e rău asta. Sunt mult mai mulți oameni, da, mult mai talentați decât noi, dar trebuie și un gram de noroc. Așa acum e. O lecție de viață. E o lecție de viață. Mutii, te pot considera prietenul meu? Ești prietenul meu? Categoric. Categoric. Cheltui banii de luat 30 de ani. Îi împărțim. Dacă tu iei de la moldoveanca mea, dacă tu iei de la ea, mă zur că îi împărțim. No, e ca și cum ai pierdut. Deci dacă tu iei de la ceva de genul. Că ești nebun. Ai pierdut. Ce să mai? Gata. Câștigătorul sezonului 6, șef la cuțite, nu e Munti, e Elena Botgros, Elena, logodica mea. Mersi mult, Liviu, să ne vedem sănătoși. Îți mulțumesc mult și abia aștept să te cunosc. O bucurie. Bucură-te de zilele astea de pauză pe care înțeleg că le ai. Importantă, aveți grijă de voi. Doamne ajută. Dane, să te faci bine. Mersi mult, te pup. Te pup, suriurile, pa.